Înscrierile la BAC și evaluarea națională se prângesc până în data de 16 iunie, a anunțat ministrul Educației Ligia Deca după ședința de guvern. Decizia vine în contextul în care greva profesorilor continuă și astăzi, 12 iunie. În plus, conform calendarului actual, pe 13 iunie ar fi trebuit să se termine și perioada de încheiere a situațiilor școlare pentru clasa a 8-a și pentru clasa a 12-a sau clasa a 13-a la seral și frecvență redusă. Dar și de această dată se va prelungi până pe 16 iunie. Practic, în acest moment, toți elevii trebuie să aibă situația școlară încheiată până pe data de 16 iunie. La fel, înscrierile pentru bacalaureat și pentru evaluarea națională se vor prelungi până în 16 iunie, a mai declarat ministrul Ligia Deca. În cazul celorlalte clase, nu se impune în acest moment modificări, ele având cursuri până la 16 iunie. Este a treia modificare a calendarului examenului de bacalaureat. De la data inițială de 7 iunie la 9 iunie, apoi 13 și acum înscrierile au fost prelungite până în 16 iunie. Potrivit ministrului Educației, probele de competențe în limba română, de competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională și de competențe digitale vor fi echivalate cu mediile obținute în liceu de candidații la bacalaureat. În urmă cu câteva ore, sindicatele au anunțat că greva din educație a fost suspendată, iar mâine toți dascălii vor relua orele, iar copiii vor putea merge la cursuri. Greva a fost suspendată după ce guvernul a adoptat azi o ordonanță de urgență care stabilește salariul debutantului la nivelul celui mediu pe economie și creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă la 1 ianuarie 2024. Ministrul Muncii a declarat că de la 1 ianuarie 2024 un profesor debutant va avea un salariu net de 4.600 de lei. Declarația a fost făcută la guvern după ședința în care executivul a adoptat ordonanța de urgență prin care au acceptat cererile sindicatelor. Sindicaliștii avertizează însă că situația în care textul noii legi a salarizării nu se vor aplica principiile cuprinse în ordonanța de urgență, greva va fi reluată.